Coadă imensă la sediul întreprinderii municipale Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți. Zeci de oameni stau în rând ore în șir pentru a-și actualiza contractul de evacuare a gunoiului. Angajații întreprinderii nu au vrut să vorbească, iar administrația nu a răspuns la telefon pentru a comenta situația. Oamenii spun că sunt nemulțumiți că stau în rând de la ora 7:00, iar la ora 12:00 încă nu au reușit să încheie contractul. Мы пришли сюда, чтобы заключить контракт на вывоз мусора. Вот это вот все, представляете? Люди занимают очередь 7 часов. И вот приходишь 8 часов, и вот так вот стоишь. И все так, ну это ж бардак. Остальные дни вот люди стоят здесь с 7, кто даже в 6 приходит, чтобы занять вот. Во вторник я выстояла, замерзла, 4 часа коченела. Они ушли на обед, пришли в час. С обеда, да. Сегодня сказали, вроде бы обеденный перерыв, они будут работать. Но можно же как-то решать эти вопросы. Скажите, посмотрите на этих людей. Я с давлением. Это только что вышло с больницы с ковидом. Как это здесь стоят с утра? Это не кушать. Пускай люди дома пришел и заключил контракт, как раньше ходили. Они так, что сейчас вот собираются здесь толпа. И, конечно, будет ковид распространяться. До 1 марта. Как до 1 марта, если такие очереди? Как тут до 1 марта все заключат очередь? И каждый раз, когда едешь вот в троллейбусе и видишь эту очередь бесконечную. La ora 8 am era rând mare aici. Și eu m-am dus și mi-am făcut întrebările mele și iară. Până la ora 5 poate eu reuși. Dacă s-a prinit, dacă nu... A să venim mâine. Unii locuitori ai municipiului au venit și cu recomandări pentru administrația DRCD. Au rămas 15 oameni. Ei, până la vreo 7 seara s-a terminat. Poate de făcut o leacă mai online sau ceva, ca oameni și nu trebuie de organizat iarna. Trebuie vara, primăvara, de pus niște scaune. Dacă ar fi fost de organizat normal, eu cred că era destul de simplu că inspectorii ăștia care merg în pistrez și duc chitanțele, ar putea să vină cu aceleași contracte pe loc să verifice actele și pe loc semneze contract. La deservire stau 3 persoane. Ar putea fi, nu 3, ar putea fi 6, ar putea fi 8 persoane. Administrația întreprinderii nu a răspuns la telefon pentru a oferi o explicație, iar angajații nu au vrut să vorbească. Vă adresați la administrație, să vă răspundă la toate întrebările. Pe factura locuitorilor din Bălți, data limită pentru actualizarea contractului de evacuare a gunoiului este 1 martie.